Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, Gorj Obiectiv. Alături de mine în studio este primarul orașului Motru, domnul Gigel Jeanu. Bună seara, bine ați venit, domnule primar. Să rămâne și mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația din această seară. Iată, ne aflăm într-o zi de vineri, când toată lumea trebuie să se relaxeze. De altfel, situația la Motru este cu totul și cu totul alta. Pentru că astăzi, pentru a treia oară în această săptămână, ați convocat ședință de urgență a Consiliului Local. Local, ședință de îndată a Consiliului Local de la Motru, pentru că există o mare urgență la Motru, acolo unde trebuie să vă organizați pentru proiectele aprobate prin PNDL. Sunt câteva chestiuni care trebuie trecute prin Consiliul Local în vederea organizării următoarelor etape pentru obținerea banilor și mă refer la organizarea licitațiilor. În această ședință, cel mai important proiect în această ședință care ar fi trebuit să aibă loc, cel mai important în proiect. Aceste ședințe, deja folosim pluralul. E adevărat, pentru că, repet, sunteți la a treia convocare neonorată de consilierii PSD-PSRO, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele aprobate prin PNDL 2. Nu s-a deranjat nimeni până în acest moment, probabil îi relaxează gândul că data de 29 noiembrie este ultima zi în care puteți să faceți lucrul acesta și oamenii stau foarte relaxați. Nu mă îndeamnă niciun alt gând, niciun alt sentiment decât intriga care mă încearcă în această perioadă când văd ceea ce se petrece acolo. Este inadmisibil ca un oraș să aibă de suferit din cauza orgoliilor personale care se manifestă, iată, la Motru, într-un mod inexplicabil pentru toată lumea. Spuneți-mi, în opinia dumneavoastră. N-aș vrea să vă supărați, dar nu cred că toți consilierii sunt relaxați. Eu am convingerea că din toți consilierii care lipsesc, cei 10 consilieri care lipsesc, 11 chiar câteodată, nu toți stau relaxați. Nu toți gândesc așa cum gândesc doi lideri ai lor. Eu am convingerea că doar execută niște comenzi politice, unii dintre ei. E adevărat și lucrul acesta. Că pentru că e greu de explicat. E ca în Parlament. E greu de explicat. Așa, da, sau așa, da? Da. E greu de explicat. Cred, nu știu, nu i-a întrebat nimeni. Nu mai răspund la telefon sau sunt niște discuții destul de puierile. Adică ești director de școală, ești consilier local. Unul dintre proiecte se adresează școlii pe care o conduci și nu participi să dai aviz indicatorilor tehnico-economici. Nu participi odată, poate e o problemă, nu participi a doua oară, poate ai avut și a doua oară problemă, dar și a treia oară. Dar chiar așa, aceeași majoritate nu poate să participe la ședințe. În această situație sunt doi directori de școală. Deci sunt doi directori de școală care sunt și consilieri locali, care fac obiectul școlii pe care le conduc, fac obiectul acestor proiecte aprobate prin PNDL și pentru care guvernul vrea să ne dea bani să le reabilităm din multe puncte de vedere și nu participă la ședințe. Este strigător la cer. Adică execută niște ordine ale unui lider care atât îl duce. N-aș vrea să folosesc cuvinte prea dure, așa. Dar de multe ori ești supărat și așa și gândești. Bun. În sensul ăsta, atât poate să gândească și șuntează. În momentul în care ei absentează, trebuie să motiveze într-un fel. Bineînțeles. Care este motivația? Obligația pentru că eu știu că la 3 absențe consecutive nemotivate sunt măsuri care se iau. Nu m-am gândit niciodată să văd care ar fi măsurile care ar putea fi luate. Păi gândiți-vă, domnule primar, gândiți-vă să faceți ceva. Bineînțeles că mi se pare incredibil. N-am crezut că se ajunge în asemenea situație. Dacă ar fi o chestie care, eu știu, vizează un interes al noastră personal, aștept pe cei de la PSD să-mi explice, domnule, nu participăm pentru că Jean vrea să
facă nu știu ce inginerie pe acolo și nu e interesant. Eu am convingere... vorbim despre proiecte aprobate prin PNDL, vorbim de termene limită, vorbim de proiecte care importante și așa banii au fost foarte puțini pentru localitatea Motru, asta din discuțiile pe care le-am avut în alte emisiuni cu dumneavoastră. Sigur, sigur. Și așa nici 50% din proiectele depuse de dumneavoastră nu au fost aprobate de Guvernul României și nu au intrat la finanțare. Și acum riscăm să pierdem. Și acum riscați să le pierdeți și pe astea pe cuvânt de onoare, dacă mai înțeleg. Doamna Misăilescu, acum înțelegeți și sper că vor înțelege și locuitorii din Motru că au trimis în Consiliul Local oameni care nu le reprezintă interesele. Nu au decât avantaje personale, nu-și doresc decât avantaje personale și mai mult decât atât vor să câștige, zic ei, politic. Adică ce au zis piedici, ca să nu piedici, să blocheze activitatea administrației. De fiecare dată mai iese domnul viceprimar în presă, pe aici, pe acolo, pe unde poate. Păi iese că iese în presă și acuză și toate. Și mi-aduce mie acuze. Uite cea mai elocventă dovadă. Ce poți să mai spui atunci când nu participi la ședința la care trebuie să-ți aprobi niște indicatori care îți aduc, ce au în oraș aproape 11 miliarde. Sunt 11 miliarde care sunt aici în spre aprobare și nu vii a treia oară la ședință. Dar, repet, de ce motivație au invocat? Pentru că dumneavoastră puteți lua măsuri. Ce au invocat? Pentru că nu riscă niciunul mandat, nu-și riscă mandatul nu așa sunt, de amorul artei, de dragul partidului. Sau mă rog. Se bazează pe faptul că până la urmă este greu ca să-și piardă mandatul. Așa cred unii dintre ei. Nu, dar eu vorbesc pe lege, nu pe ce cred ei. Da, păi și legea e destul de... E permisivă? E destul de greu să ajungi acolo, dar nu imposibil. Și bineînțeles că voi face și acest lucru. De următoarea întâlnire când e stabilită? Următoarea... Convocare, să nu vorbim. Am stabilit astăzi. Următoarea convocare a Consiliului Local va fi într-o ședință extraordinară în marți, la ora 16. Deci a fost când? Marți, săptămâna aceasta, convocarea? Nu s-au prezentat. A fost ieri la ora 16, la 16, nu s-au prezentat. Și a fost astăzi la ora 10, nu s-au prezentat. Am avut o tentativă, recunosc, dar nu am dus-o până la capăt, să convoc în ședință de dată, inclusiv miercuri. Dar toți au zis că este sărbătoare și am zis, bine, să nu cunoaștem că zile sărbătoare nu se deranjează nimeni să participe. Și adică, n-am mers nicio, cu toate că, pentru interes, doamna Năvăceanu, la Târgu Jiu, o ședință de îndată a fost convocată într-o zi de duminică, nu știu la ce oră, și consilierii s-au prezentat. E da? Adevărat. Era zi liberă. Nu mai contează dacă s-a votat. Păi, domnule Jiu, haideți să vă mai spun. Eu nu știu ce e mai grav. Să se prezinte, să voteze împotrivă sau să nu se prezinte? Pentru mine... Ei nu pot să vină în ședință și să spună nu, realizați chestia asta. Pentru evident, dar același lucru se spune și prin absență. Deci absența de la ședință, deci noi să înțelegem... nu ne permite nouă tuturor, eu ca primar și Consiliul cu toți cei 19, să voteze niște indicatori, să aducă bani da. În oraș. Deci ca să înțeleagă toată lumea, sunt primari care spun așa, domnilor, sunt proiecte pentru care se obține finanțarea mai ușor decât până acum, dar ce urmează după e mult mai greu. E mult mai greu. Pentru că tot ceea ce făceam noi înainte de a obține finanțarea până în anii trecuți până acum, făceam înainte de a obține finanțarea. Acum, ei au zis ca să ne ajute și la guvernanții și ne pun să facem după. Adică știm și noi pe ce lucrăm, dacă ni se dau bani sau nu, știm dacă munca noastră e cu folos. Și spun primarii ăștia că s-ar putea să nu ne încadrăm cu toate studiile pe care noi trebuie să le realizăm, pentru că trebuie să ne încadrăm într-un termen. Sunt puține firme de specialitate care lucrează pe anumite proiectanți și așa mai departe, care sunt foarte aglomerați și riscăm să nu primim bani. Ei, la Motru e altă treabă! La Motru e altă treabă! Da. Trebuie să vă spun că n-a fost ușor nici să avem documentațiile pentru proiectele respective. A fost extraordinar de greu, pentru că în urma unor hotărâri, sumele alocate pentru proiectarea respectivă au fost destul de mici, le-am pus pe seap de vreo 3 ori, nu le lua nimeni, a trebuit să facem o altă ședință, să rectificăm bugetul, să mărim un pic valoarea, ca să poată fi luată de cineva. Termenul era extraordinar de scurt, pentru că termenul limită de depunere a proiectelor inițial era 30 octombrie. Și am reușit să am, numai eu știu cum,
efortul meu, în primul rând, destul de mare, și al aparatului de specialitate, dar în primul rând eu și proiectanții, ca să-i conving, să-i determin să termine lucrarea, să fie gata la timp. Proiectele le-am depus pentru termenul inițial. Inițial era 30 octombrie termenul de depunere a proiectelor prin PNDL. Și le-am depus la timp. Nu trebuia decât aprobarea indicatorilor. Acum că s-a decalat, mai avem această plajă. Da. Și constat că nu se vrea. Deci cel care dirigează aici este, să nu zic răvoitor, ca să nu zic altfel. Deci lipsit de orice responsabilitate, adică riscă ca să-mi facă mie rău, el așa zice, că face mie rău că nu duc la îndeplinire. La un moment dat ieșise în presă și spunea, nu e în stare Jeanu să depună proiectele la timp, că nu e în stare. Am fost, da? Și acum poate că îl deranjează. Și riscă orice, adică orașul să piardă sumele de bani, cele 9 miliarde și ceva, doar pentru aceste proiecte, numai să nu-mi reușească mie. Nu știu ce va spune pe urmă în presă. Bun. Dar ideea care, pe care merge, ca să nu am niciun fel de realizare. Adică să nu ducem la, să nu se face că nimic în oraș. Gândind el la cât poate să înțeleagă, gândind că va ieși în fața oamenilor când va fi cazul și va zice, n-a făcut nimic, nerealizări. Nu pot să spun cu, și la rectificări de buget, cum încearcă să ia bani de acolo unde m-ar ajuta pe mine să fac ceva, pentru că eu trebuie să facem ceva să... Bun, dumneavoastră spuneți, doamne, nu toți ăștia de la PSD și PSR sunt de rea credință. Mai sunt și oameni în care credeți, dar totuși se comportă în armonie cu decizia partidului. De ce spuneți că nu sunt de acord cu aceste neparti și cu aceste... Pentru că îi cunosc o parte dintre aceste... Ați discutat cu dumnealor, v-au spus, nu am cum să vin, că mă dau ăștia afară din partid. Evident că asta mă schimbă e. De la școală, mă și schimbă semnalul, din consiliul local. Și semnalul a fost dat. Semnalul a fost dat. Unul dintre consilierii PSR a participat la o ședință din asta. Evident că dacă n-a fost tot grupul, nu i s-a spus cum să dirigeze. A votat proiectul meu, proiect care a deranjat, bineînțeles, pe viceprimar și acum nu mai este în consiliu. I s-a retras sprijinul, ordin urgent de la prefectură că îi se retrage și că e postul vacantat și nu mai este. Ce să înțeleagă ceilalți? Felicitări, domnilor, de la Motru, de la PSD și PSR. Felicitări, chiar sunteți pe calea cea bună, adică țineți-o tot așa, pentru că aveți mari șanse să câștigați mandatul în 2020 prin astfel de comportamente. Erau ghilimele, dragi telespectatori. Eu nu știu ce gândesc motrenii. Sincer, adică discutați cu oamenii pe stradă. Bineînțeles. Vrem să venim și noi la Motru, domnule primar, la următoarea ședință de consiliu și vorbesc foarte serios. Vrem să vedem și noi ce se petrece acolo, pentru că nu e deloc în regulă. Nu este. Nu e în regulă și am găsit și cadrul legal nici pentru un anumit limbaj. Nu este în regulă. Nimic nu este o în regulă. O să ne permiteți participarea la aceste ședințe? Avem voie? Știu că nu sunt la Motru, nu sunt publici, adică dumneavoastră chiar sunt, aveți statut sunt. Special. Dumneavoastră, sunteți foarte deosebiți în Motru, nu? Spre deosebire de celelalte 70 de localități din Gorj și nu știu câte mii din țară, la Motru e de diferit. Da, deci adică există o temere, există o temere extraordinar de mare că se înregistrează ședințele. Nu trebuie să se înregistreze. Am venit de două ori cu proiect pentru că regulamentul spune acolo la limită, adică ședințele de consiliu local se înregistrează audio-video dacă este cazul. Adică deja la niciodată nu o să Bun. Fie cazul, pentru că și în completare eu am venit cu două proiecte de hotărâre de fiecare dată și când am dreptul mai vin încă o dată să înregistrăm cu aparatura și cu personalul Bun. Primăriei. Ce alte proiecte se află pe ordinea de zi? Poate celelalte îi deranjează pe cei de la PSD-PSRO? În ședința extraordinară de marți, da, erau mai multe puncte pe ordinea de zi. Două dintre ele la solicitarea unor consilieri locali am convocat consiliile de administrație ale societății APA Regio și ale societății Direcția Publică pentru lămuriri. APA Regio pentru lămurirea problemelor privind branșarea locuitorilor de la sate la rețeaua de apă potabilă. Avem rețea de apă nouă și întâmpinam dificultăți privind branșarea locuitorilor de la sate.
și alte probleme care mai sunt cu APA Regio și Consiliul de Administrație de la conducerea Direcției Publice pentru alte lămuriri, pentru că în afară de ce vedem cu proiecte cu tot, în modul se mai întâmplă niște lucruri. Anume? Societatea care prestează servicii pentru primărie, pentru UAT, că nu face pentru primărie, face pentru oraș, nu prea își face treaba cum trebuie. Nu prea duce la îndeplinire. Și toate direcția astea... Publică. Direcția publică, evident. Și toate condusă astea... de domnul Dobrică? Da, de domnul Dobrică, da. Domnul Dobrică de la ALDE. Domnul Dobrică de la ALDE. Și toate astea, bineînțeles, că afectează într-un fel sau altul imaginea mea. Păi da, acum pentru că asta să vă luptați niște. Pentru imaginea dumneavoastră până la urmă. Ei, dacă în oraș, nu merge treaba, oameni. Doamnă, dacă în oraș ceva nu se face, primarul oamenii văd și primarul îi devine. Și atunci eu va trebui să suport oprobiul public pentru că cineva nu-și face treaba. Iar când vreau să fac și să pun piciorul în prag și la societatea respectivă, s-a construit așa un zid, un dig. Deci de la direcția publică s-a prezentat cineva? A fost domnul Dobrică sau cine a fost din partea direcției? S-a prezentat Consiliul de Administrație și cu domnul Dobrică. Bineînțeles că toată lumea știa că nu va fi quorum și că nu vor fi deci întrebați. Au venit. Evident. Ei nu pot să zică. Noi am venit, domnule, dar n-ați fost voi în stare. Dar până la urmă just, nu? Noi am venit. Corect. Nu aveți ce să le apa Regio n-a prea participat. Au trimis un reprezentant, dar nu asta cerusem. Mă rog. Dar temerea cea mare, cred eu că a fost, s-au temut de discuțiile și ceea ce putea să ceară Consiliul Local Direcției Publice. Și atunci au zis, mai bine nu participăm deloc și nu poți să-i întrebe, că dacă n-ai vorum, nu ții ședința. Dacă nu ții ședința, nu iei la întrebări societatea. Evident. Pentru marți se mențin aceste proiecte pe ordinea de zi? Nu. Ce ați scos? Nu. Adică deblocați un pic situația, scoateți piața cu administrația exact publică tot, și... Exact tot, n-am lăsat decât proiectele cu bani. Deci dacă asta era pentru ședința extraordinară de marți, de data trecută, le-am scos. Acum am avut doar proiectele cu bani și cu agenda culturală. Pe care astăzi era termenul limită de depunere la Consiliul Județean, manifestărilor prelejuite de centenarul Marii Uniri. Cu tot ce ne propunem să facem în anul 2018. În care 2018, agenda culturală a noastră, care trebuia inclusă în agenda județului, și cu toate manifestările, cu ce sume presupunem noi că am cheltuit pentru aceste activități, acțiuni și tot ce se va întâmpla în anul 2018, 100 de ani de la Marea Unire, bani care este foarte probabil să-i primim de la guvern. Deci guvernul alocă bani pentru manifestările prelejuite de centenarul Marii Uniri. Acum, în funcție de hotărârea noastră, erau incluse în programul Consiliul Județean și probabil că în mare parte, sau nu pot să știu exact. Ați ratat momentul sau? Păi astăzi era termenul de depunere. Uh-huh. Eu am depus într-un fel sau altul, cu cei 8 consilieri pe care i-am avut la ședință, am depus programul nostru și fără hotărârea de Consiliu Local. O să o atace la prefectură, că am văzut că se practică. Acum orice nu-ți convine, atace la prefectură. E absolut în regulă. Vă așteptați la o astfel de măsură din partea colegilor din Consiliul Local să vină adică să spună, n-a trecut asta prin Consiliul Local. Eu glumesc, dar chiar este posibil. Da, gluma asta chiar m-a pus în dificultate, că nu m-am gândit că pot să faci și așa prostie. Și așa prostie. Sper că nu le-ați dat idei. Am convingerea că și la prefectură... Nu, credeți-mă că eu sunt copil față de ce pot colegii noastre din Curea, chiar nu pot să ajung până acolo. Am convingerea că și la prefectură și la Consiliul Județean sunt oamenii care nu achesează la asemenea mizerii. Cine este președintele organizației PSD Motru? Domnul Hanu. Domnul Hanu, ați avut vreo discuție cu domnia asta? Da, am avut mai multe discuții de la început. Ultima discuție și de atunci a fost în urmă cu câteva luni. Mi-a zis că dumnealui s-a cam retras, a rămas doar consilier județean, vrea să predea și ștafeta de la organizația municipală Motru. Cui? Păi nu, vor fi alegeri. Întrebare bună. Vor fi alegeri interne. Nu, lăsați-mă cu alegerile alea democratice. Nu știu, și nu mă departe, interesează ce e în partidul lor. Mi-a spus că are discuții și cu domnul adică, Morega. Într-un cuvânt, spune că nu este de acord cu ceea ce se petrece. Nu este de acord, nu este de acord. Așa mi-a spus. Și concluzia pe care am tras-o eu din discuțiile cu dumnealui,
că nu are ce să-i facă. Mă gândesc că ăsta e și motivul pentru care nu renunță. Este mult mai lucid. Deci cred că procedează foarte corect. Că dacă ar vrea să predea ștafeta, ar avea al bulversa organizația locală. Probabil ar avea șanse cele mai multe domnul Morega, Cosmin Morega. Și vă dați seama că nu poate lăsa partidul pe mâna lui. Mai ales după ce vede ce se întâmplă prin Consiliul Local și prin primărie și păi, tot ce face. Pic, cred, dacă, presupun. Dacă domnul Morega acționează de capul domniei sale, domnul Cosmin Morega acționează după cum îi dictează propria conștiință și ceilalți ar vrea să vă ajute într-un fel, dar nu pot, organizația locală poate lua decizia asupra lor, nu domnul Morega. S-ar putea să aveți dreptate. Cui se supune domnul Cosmin Morega, domnule primar? În mod normal ar trebui să se supună domnului Hanu, domnului Crăciumaru și mai departe. Bun. Ați trecut în domnul Hanu în ceea ce privește discuțiile cu liderii Partidului Social Democrat? Da, da. Eu am vorbit de câteva ori și cu domnul, de mai multe ori cu domnul Hanu, după ce mi-a spus că se retrage, că nu-l mai interesează, că l-ați crezut? E și bolnav. În prima fază l-am crezut. Oricum, concluzia mea a fost că încearcă să cam termine să mai apelez la dumnealui, deci că mă retrag, că nu mă mai interesează, că sunt la pensie și rămân consilier județean o vreme și, până termin mandatul ăsta și nu mai știu ce mai dorește, cam atât. Deci l-am crezut, chiar dacă nu l-am crezut în totalitate, faptul că mi-a spus asta înseamnă că vrea să întrerupă orice discuție cu mine pe o teme politice sau ce se întâmplă pe acolo. Și am zis, nu-l mai deranjez. Am avut câteva discuții cu domnul Cârciumaru, și când a fost la Motru, și în Târgu Jiu l-am găsit și am fost la dumnealui. La București n-am avut eu timp de câte ori am fost ca să-l caut. De fiecare dată promite că voi discuta, de fiecare dată zice că nu-i place ce se întâmplă la Motru, nu e normal ce se întâmplă la Motru și că va încerca să o mediere, va încerca să discute, să vadă cine e de vină și care-i cauza. Acum, vedem, este mai elocvent decât atâta, nu poate fi. Eu sper și voi face, deci înainte să trec la următorul pas, pentru că nu pot să accept așa ceva, nu pot să accept bătaia de joc în ce privește administrația locală. Că administrația locală înseamnă și deliberativ și executiv, adică și Consiliul Local. Și primărie. Și primărie. Și atunci, înainte de toate, vreau să am o discuție, dar eu fiind președinte doar la organizația municipală, să am o discuție și cu șefii de la județ, adică să pun la aceeași masă președintele PNL Gorj, domnul Vâlceanu, președintele PSD Gorj, domnul Cârciumaru, președintele PSRO Gorj, domnul Groșan. Să stăm, să discutăm, să spun și eu ce am, ce știu, ce facem toată lumea, care sunt motivele dumnealor și ce concluzie trag. Iar în funcție de asta voi vedea cum reacționez, ce pași voi face, pentru că nu pot să accept așa ceva. Deja toleranța mea tinde către zero în acest moment. Am avut toleranță, am avut deschidere, voiam colaborare, voiam să fie totul pe... Dar dacă lucrurile merg prost, din anumite cauze. Trebuie eliminate cauzele. Domnule primar, spuneți-mi dacă vi s-a cerut vreodată ceva concret din partea consilierilor PSD. Nu. Nu. Nu așteaptă nimic de la dumneavoastră? Nu sunt dispuși la nicio negociere contra nimic? Pentru că mai vă spun, de fiecare dată... Știu că e un cuvânt interzis la dumneavoastră, un termen interzis, compromisul. Dar uneori funcționează. Lumea e pusă în mișcare de compromisuri. E ținută în mișcare de compromisuri. Nu credeți că regulile și totul sunt respectate da. Sau astea fac lumea să se miște? Lumea pe ansamblu toată. Nu. Compromisurile țin lumea în mișcare, au pus-o în mișcare. Naturile. Dar într-o anumită măsură. Nu. Eu de câte ori am avut proiecte foarte importante, am vorbit și cu fiecare consilier în parte. Am avut discuții cu fiecare în parte. Inclusiv cea la PSD. Și cu PSD, și? Bineînțeles. Și zice, mi-au zis, știi bine că așa cum fac ai tăi de la PNL, te consultă și stabiliți împreună, așa facem și noi. Dacă mi se spune asta, așa voi face. Dacă nu, nu.
Da, interesant. Scurtă pauză de publicitate, după care revenim și îmi spuneți în ce condiții veți declanșa referendumul pentru dizolvarea Consiliului Local la Mutru. Este o propunere venită din partea colegilor noastre de la PNL, la care chiar vă gândiți serios în această perioadă. Dumneavoastră întrebați în ce condiții. Păi deja sunt condiții. După o scurtă pauză de publicitate, ne explicați care sunt pașii de urmat. Revenim imediat. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că alături de mine este domnul primar al orașului Mutru, domnul Gigel Jianu. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre ceea ce se petrece la Mutru și anume faptul că, pentru a treia oară, consilierii PSD-PSRO refuză participarea la ședința extraordinară convocată tocmai pentru a fi aprobate proiecte extrem de importante pentru comunitate. Cel mai important dintre acestea se referă la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele aprobate prin PNDL 2. Adică, dacă până data de 29 noiembrie, asta ca urmare a faptului că s-a prelungit termenul, cei de la Mutru nu vor depune acest indicator tehnico-economic pentru proiectele aprobate, nu vor putea trece la pasul următor, anume organizarea licitațiilor și tot ceea ce trebuie să se petreacă pentru a obține efectiv banii de la guvern. Nu vor ei, nu vor cei de la PSD, PSRO, domnul Gigel Jianu cumva nu crede în reaua credința tuturor consilierilor, ci doar în 2-3 care ar fi capul răutăților pe la Mutru. Restul efectiv n-au ce face, trebuie să se supună în deciziei partidului și cu asta basta, unde-i lege, nu-i tocmeală, cam așa se petrece acolo. Vă întrebam și pe domnul primar, dacă sunt mai mult de 3 absențe nemotivate, în cazul oricărui consilier se pot lua măsuri. Iată, sunteți la al treilea refuz. Nu știu ce veți face dacă mai aveți răbdare până marți, când ați convocat din nou ședință extraordinară, dacă aveți răbdare până atunci să vedeți dacă participă. Dar vă întreb, dacă nici atunci, ce veți face, domnule primar, efectiv? Da, explicați-mi așa, vreau, pentru că cei de la PNL, colegii noastre, vorbesc despre referendum. Spun că asta este, noi nu putem să... Acum, sigur că eu înțeleg atitudinea de la PNL Gorj ca o chestiune politică. Haideți ca să o dăm și în asta. Da, până la urmă trebuie să se gândească toată lumea la oameni și singurii care au de pierdut sunt locuitorii orașului Mutru, care nu se bucură de foarte multe facilități prin orașul acela, care este și așa foarte sărac. Facem administrație cu politicieni. Deci trebuie să ai și acțiuni politice. Absolut. Evident. Păi da, la PSD numai politice sunt la Mutru, că da, eu altceva nu mai pricep. Politice sunt, evident. Adică nici măcar politice. Eu le-aș numi prostie curată. Pentru că nu așa se face politică. Vorbim de referendum. În ultimă instanță vorbim de referendum. Vorbim despre referendum. V-am spus care sunt pașii următori. V-am spus că toleranța mea tinde către zero, dar să nu se poată spune... Tinde către zero, n-a ajuns la zero. Să nu se poată spune că nu am făcut tot posibilul, am mai convocat încă o ședință extraordinară pentru ziua de marți, cu proiecte mai puține, doar indicatorii tehnico-economici pentru accesarea de fonduri guvernamentale pentru oraș. După care sper să reușesc în zilele următoare să am o discuție și eu și președintele PSD de la Mutru, cu președinții de partid, liderii de partid de la Târgu Jiu, și după care voi vedea ce fac. Pentru că trebuie și președinții să ia măsuri, să ia o măsură, cel puțin o măsură importantă, să văd semnalul și eu și colegii mei, da, de la Gorj, să vedem că se dorește să se facă treabă în oraș. Concilierea, da, bun. Și... Da, eu înțeleg de la dumneavoastră că toate aceste măsuri întreprinse în vederea deblocării situației sunt destinate eșecului. Sper, în al 12-lea ceas, calea de dialog, pare că nu funcționează la Mutru. Se vor trezi la realitate și vor reveni, pentru că nu există altă cale. Bun, dar spuneți-mi așa, doi, când vreți să demarați referendumului? Care e punctul zero în ceea ce privește... Strângerea de semnături, numărul minim de semnături pentru declanșarea acestui referendum și apoi toate celelalte etape prevăzute de lege pentru referendum. Pentru că nu se mai poate așa ceva. Să știți că și oamenii în oraș s-au săturat. În afara faptului că mulți văd doar o ceartă, toată lumea vede că a trecut un an și 4 luni și nu înseamnă că nu demarăm, că deja o să înceapă și realizările, încep deja să se vadă, încep.
Dar cred că se puteau face mult mai multe lucruri decât să stăm să ne pierdem timpul, energia, să ne consumăm energia pentru astfel de acțiuni. Acum, cum să nu fie domnul Morega supărat pe dumneavoastră dacă ați anunțat că vreți să-i tăiați din salariu? De ce vreți să-i tăiați salariul, domnul Morega? Că s-au mărit acolo toată lumea și noastră. Domnul Morega nu are salariu, are indemnizație. Indemnizație. Așa, ca și primarul de fapt, de asemenea. Pentru indemnizația asta, legea prevede să faci ceva. Deci domnul viceprimar, în schimbul indemnizației pe care o primește lunar, trebuie să presteze, să facă ceva. Nu e sancțiune. Nu e sancțiune. Asta, că zicea că n-am voie să-l sancționez. Nu, nu e sancțiune. Domnul viceprimar trebuie să-și ducă la îndeplinire ce are în sarcini pe care le-a primit, pe care le are prin organigramă sau ce i-am dat eu prin dispoziție. 215 spune că toate sarcinile se dau de către primar. Deci nu este sancțiune. Dumnealui a plecat din oraș, nu a prestat munca pe care este plătit, pentru care este plătit să o facă, a fost în altă parte, fără acordul meu, fără mandat de la mine, a vorbit într-o emisiune despre situația din, zice el, despre situația din Motru, a vorbit, a fost angrenat într-o discuție sub orice nivel, deci pur și simplu a adus prejudicii de imagine și a adus lui primăriei, că s-a adus el în calitate de viceprimar, dar și partidului din care vine. Deci să ajungi acolo să ți se spună că ți-ai dat pantalonii jos în fața unor copii ca să cerești și că sunt și martori și plus ce concurs de... Era o competiție de cine și unde a făcut școala, dacă a făcut-o, când a făcut-o prin Bangladesh sau pe unde au făcut, dacă... Deci a fost o discuție sub orice nivel. Și asta aduce prejudicii de imagine. Vedeți dumneavoastră, și comunicatorii trebuie să aibă o calitate. Să aibă, el se putea prezenta la o emisiune cu un mandat din partea mea să vorbească despre ceva. Mai departe nu. Dacă vrea să spună, dacă el consideră că sunt probleme pe care eu le ascund sau pe care nu le rezolv sau că vede el altceva, se poate duce în afara programului, se poate duce în calitate de membru PSD. Atât. Nu că de viceprimar. Pentru că viceprimarul este subordonat primarului. Și la una din emisiuni, sau mă rog, realizată de colegii dumneavoastră din altă parte, mi s-a sugerat să pun mâna să citesc legile. Și asta am făcut. Și nu-l avantajează deloc, nu-l aranjează. Nu-l coafează deloc pe domnul viceprimar. Pentru că 215-le, da? Este foarte, foarte interesant. Viceprimarul are statut de ales local, dar aflat într-un raport de subordonare față de un alt ales local, primarul. Această precizare expresă a subordonării ierarhice elimină orice alt fel de raport de drept administrativ, cu precădere cel de colaborare, care presupune egalitate juridică. Evident că dacă este subordonat, nu e colaborare. Noțiunea de subordonare implică în dreptul public anumite prerogative pe care organul ierarhic superior le are față de cel care este subordonat ierarhic, și anume... Dreptul de a-i organiza activitatea, dreptul de a-i da instrucțiuni cu caracter obligatoriu, dreptul de a-i controla activitatea și dreptul de a aplica sancțiuni cu prevedere la acte și personal. Eu nu i-am aplicat sancțiune, dar am uzat de toate celelalte drepturi. Sunt mai multe lucruri în privința, mai multe considerații privind statutul viceprimarului. Am aici o analiză a statutului viceprimarilor. Și nu-l aranjează absolut deloc. Păi ce să vă fac dacă ați fost așa mai mult decât să atât... citiți legea așa să vă da. Ce să vă fac, domnule viceprimar? Când, putea să nu-l... Când, da, și sunt multe, am. Da. Când am câștigat alegerile și am văzut că n-am majoritate, zic, pe lângă faptul că n-aveam majoritate, situația economică era dezastruoasă, puțin spus, catastrofală, cineva zicea, zic eu, vai de capul meu ce caut aici. Și ce mi-a zicea? Și cum a joit cu Consiliul ăsta care s-a purtat extraordinar de urât și știți bine că te arunc pe fereastră, că nu te recunosc, că nu știu din astea. Și zic, și cineva mă încuraja, zice, îți prinde bine. De ce? Că vei fi obligat să citești și te pui la punct cu toate. Iată că așa se întâmplă. Așa se întâmplă și la orice provocare răspund.
mă bazez și pe faptul că eu nu fac prostii, cel puțin cu bună știință. Dacă cineva mă împinge sau mă dirigează greșit și am un aparat care mă dirigează greșit și trebuie să fiu atent la adică? Tot. Și în aparatul de specialitate sunt funcționari care răspund la alte comenzi. Împotriva cărora puteți întreprinde vreo da, măsură? Da, dar vedeți dumneavoastră... Da, sau nu vreți da, să o faceți? Dacă, trebuie dacă, doar să fiți în gardă. Da, trebuie să fiu în gardă să dovedesc, pentru că la urmă zice, așa știu eu, așa îmi interpretez eu, așa e, asta e părerea mea. I-ați dovedit că sunt de rea credință? Sau de, mai doar ori, de mai multe ori și câtorva care sunt în puncte cheie, am și principalul este secretarul OAT-ului. Secretarul OAT-ului. Face greșeli grave numai ca să mă afecteze pe mine. Se bazează, nu știu pe ce se bazează, am peste, cred că vreo 16 sesizări, punct capete de sesizare către prefectură privind abaterile acestui secretar. Sesizări făcute de dumneavoastră? Sesizări făcute de mine. Și nu, adică, toată lumea... La vreo... S-a luat vreo măsură? Vreo una din... Înseamnă că nu se adeveresc nu s-a luat sesizările încă nicio... dumneavoastră. Doamna Novoceanu. Doar au fost puse în discuție doar vreo 10 sau 11. Una dintre acestea a fost lăsată în așteptare pentru că este și în instanță. Vreo 4 sunt la limită și tind să cred că am greșit eu, recunosc, 4, dar de restul au fost clasate fără, deci fără să aibă dreptate. Bineînțeles că nu rămâne așa, că mai există și o comisie de disciplină, a comisiilor de disciplină de la ANFP, mai sunt și instanțe de judecată. Ați ajuns la comisia de disciplină de la ANFP? Încă nu. Aștept să se mai... Autoritatea Națională a Funcționarilor Publici. Mai am câteva sesizări, aștept să se concretizeze, să vedem așa. Eu sunt convins că sunt atât de clare, că nu se mai pot clasa atâtea. Deja sunt vreo 15 sau 16 sesizări, numai capete de acuzare, nu mai poți să curezi de 2, 3, 4. Dați-mi și mie, domnule primar, cea mai gravă eroare comisă de secretarul orașului Motru în opinia dumneavoastră. Pentru că sunt curioasă la ce, că dacă vorbim de chestii mărunte, nu știu ce să zic, sunt doar șicane, dar dacă vorbim de erori mari care afectează o comunitate, e o problemă. Dați-mi și mie un exemplu. De exemplu, cea mai gravă acuzare este că a girat de legalitate o hotărâre de Consiliul Local prin care se blocau orice angajare, orice concurs de angajare în aparatul de specialitate a primarului pentru posturi vacante. Adică erau vacante, erau aprobate de Consiliul Local și zice nu, trebuie, se blochează, păi ce drept ai? Și a girat așa ceva în instanță. Legea știți ce spune în direcția asta? Adică da, presupun că v-ați documentat. Adică bineînțeles că m-a provocat, m-am documentat, că altfel nu făceam... Este în instanță, se va judeca, sunt convins că până la urmă îmi va da dreptate că nu există altceva, altă... Rămâne de văzut, știți cum e, instanța tot timpul este imprevizibilă. N-am încredere 100% nici în instanță, dar în mare măsură da. Și nu... sunt mai multe sunt și în vreo 6-7 luni sunt vreo 4 hotărâri de Consiliul Local girate de legalitate, atacate în instanță de prefectură ca nelegale. Și atunci eu mi-am pus problema: domnule, mai am încredere în tine ca secretar când tu trebuie să spui mie cadrul legal și ești mâna dreaptă a primarului și tu deja ai 4 hotărâri în 6 luni atacate în instanță. Eu în continuare îl aștept pe domnul Morega. Poate cu un drept la replică, nu știu. Chiar aveți dreptul, domnule Morega. Aveți dreptul să sunt nesolicitați drept la replică vis-a-vis de tot ceea ce se discută aici. Chiar puteți să faceți chestia asta. Dar eu în continuare vă invit la o, nu știu, la o... Chiar, hai să facem altfel. Nu dezbatere cu domnul Jianu, că văd că nu vreți. Adică nu mai răspunde păi la telefon. Puțin, stați mai... puțin, la ultima emisiune ați venit cu propunerea asta. Păi dacă nu răspunde, de unde să... Asta, nu eu pot. Am fost de acord. Eu vă invit totuși, domnule Morega, la o emisiune. Poate aveți un punct de vedere diferit și eu nu pot să înțeleg... Din moment ce n-am opinia dumneavoastră de vedere, de unde să știu ce gândiți? N-am de unde să știu, că nu pot să visez chestia asta. Dar vă invit să vi-l exprimați. Trebuie să vă... Poate că adevărul este la mijloc. Nu cred într-un adevăr absolut. N-am crezut niciodată. Și cred că este undeva la mijloc, poate. Și de aceea vă invit să vă exprimați punctul de vedere. Dacă răspundeți la telefon, vă mai sun o dată. Trebuie să vă spun că ultima oară când am fost aici, ați venit cu propunerea să
particip și eu și păi domnul nu înțelegeți Maiga. Că nu mai răspunde la telefon, nu am știu de ce. Am fost de acord, nu mai sunt de acord, asta voiam să vă a, spun. A, nu mai vreți? Nu mai vreau, nu mai vreți dezbatere? Nu mai vreau să fiu alături de domnul Maiga. Am priceput. Am priceput. Vreau dezbatere, vreau cu oricine din PSD, ori altcineva, nu cu domnul Maiga. Bun. Dumneavoastră vedeți că nici măcar membrii PSD nu își asociază imaginea sau numele cu domnul Maiga. Nu. Ați văzut vreodată că nu a pronunțat cineva? Nu s-a dezis nimeni de domnul Maiga. Nici măcar nu l-a încurajat sau dar au zis? Dar nu s-a dezis nimeni de domnul Maiga. Nu am auzit pe cineva, pe domnul Cârciumaru, care știe bine despre ce da, e vorba. Da, ați auzit că e de zicând, acord? L-ați întrebat? E de acord? Stați un pic, păi stați, nu, păi, dar nu, poate, nu face nimeni greșeala asta, domnule... Jeanu, eu n-am mai nou pe, politică. Eu n-am auzit pe nimeni nu să zice zică... Nimeni că, nu zice nimeni că este bine ce face domnul Maiga. Nu zice nimeni, dar nimeni nu spune că domnul Maiga trebuie schimbat, trebuie să luăm, atunci, trebuie să atunci, luăm măsuri cu domnul Maiga. Și atunci, nu? De asta zic că nu știu ce se petrece. Nu știu cui răspunde, la ce comenzi răspunde domnul Maiga, vă dacă dumneavoastră spuneți că o face petrece. De capul domniei sale. Vă spun eu ce se petrece. Ce se petrece? Poate că este încurajat, din umbră, nimeni nu se asociază nici numele, nici și păi imaginea. Păi înseamnă că are susținători mult mai puternici, pe care dumneavoastră nu... De păi ce? Nu știu, vă întreb, eu vă nu spune, știu. Vă spun eu, lasă să-și jupă gâtul. Pentru că e un posibil competitor, asta, da. E un posibil competitor, da. va emite pretenții peste ceva vreme pentru primărie. Pentru... Și o să facă un sondaj de opinie și o să zic, domnule Maiga. Și când va fi momentul o să zică, omule, tu ne-ai adus numai prejudicii de imagine. Ba, aia, de, ba... Dar nu mă spuneți nimic de ALDE. Nu mă spuneți nimic de ALDE. ALDE la aceste convocări, au privind indicatori, au fost în sală. Câți consilieri are doi, ALDE? Doi. Doar doi. E ok. E ok, dar nu... Da, să înțeleg 2 că și cu 6 nu facem păi majoritate. Eu știu așa că atunci când s-a votat la ședința aceea în care ALDE a votat cu dumneavoastră, da. S-a făcut mare tam-tam. Rupem protocolul la motru. Adică cum voi votați cu ăștia de la PNL? Cum vine asta? Nu vă mai recunoaștem. Acum înțelegeți? Acum ce s-a întâmplat? Păi ce să se întâmple? E vorba de indicatorii unor proiecte deci, care am înțeles importanța, bani. Nu că oamenii... fac rabat da. De la protocolul sunt, cu PSD. Nu știu dacă, nu cred că fac rabat de la protocolul cu PSD, dar nici să execute orbește ordinele Cosmin Maiga ca orașul să piardă o sumă de bani imensă, să da. Nu se facă niște lucrări și să fie asociați că au participat la așa ceva, pentru că trebuie să vă spun am convocat de 3 ori Consiliul Local, îl mai convoc o dată, poate îl mai convoc încă o dată pentru acești indicatori. În situația în care nu aprob indicatorii, nu duc aceste hotărâri cu indicatorii aprobați la proiect și pierdem finanțarea, analizez inclusiv o acțiune în instanță pe tema asta. Posibilitatea acționării instanței a celor vinovați de pierderea sumelor de bani. Nu este exclusă. O am doar ca și ipoteză, deocamdată. Păi dar că în situația în care nu se concretizează, pierdem finanțarea, voi acționa în instanță acțiune penală pentru așa da. Ceva. Bun, spuneți-mi dacă dumneavoastră vedeți o diferență între situația de la Motru și cea de la Târgu Jiu. Nu e diferență. Asemănările există. Primar liberal, majoritate în Consiliul Local, PSD, PSRO, ALDE. Care fac ce vor. La Târgu Jiu, cei care defilează sunt PSD, ALDE. La Motru, înțeleg că e PSD, PSRO. Adică PSD-ul are de unde alege. Are și pârghii. Care e diferența? Acum. Pentru că de departe situația nu este aceeași în ceea ce privește atmosfera în Consiliul Local, modul în care se lucrează. Adică chiar dacă cei de la PSD își fac grav simțită prezența și aici la Târgu Jiu, nu putem spune că e același lucru. Primarul Marcel Romanescu, probabil ați văzut și dumneavoastră, am transmis live ședința în care domnul Gherghe maică nu le-a dat două palme celor care au îndrăznit să și ați văzut, vorbească în Consiliul Local, cetățeni care au participat, i-a scos afară. Și ați văzut că în stenograma ședinței nu se regăsește acest bun, pasaj. Am priceput și chestia același asta. Lucru, la Motru se întâmplă. Și la Motru, bun, adică, acum, ce să zici? Ieși afară, e de 7 ori să consemneze în raportul la ședință. La Motru și mai grav. Procesul verbal. Și mai grav. Discuții contradictorii. Că nu sunt trecute în stenogramă
Injuriile. Ce importanță au acele au importanță procese verbale cu stenograme? Au importanță. În instanță? Altfel nu s-ar face. Peste în instanță, tot, da. La Motrus sunt șterse din stenogramă pasaje în care anumiți consilieri sau secretarul încalcă legea. Deci sunt situații în care s-a votat schimbați de două ori. Schimbați-l, domnule, pe cel care redactează. Faceți chestia. Domnule, ce simplu e. Știți ce greu păi este? Nu știu, știu, știți știu, ce, glumesc, știți glumesc, ce glumesc, e personal contractual, știu. Se supune anumitor reguli și cea mai aspră, prima măsură, cea mai aspră e sancțiunea de 10% pe 3 luni. Cea mai aspră. Are grijă să nu fie destul de des așa ceva. Culmea că execută la ordin așa ceva. Se întâmplă des și ceea ce îi acuză pe ei, ori pe o parte din consilieri, prin ceea ce spun și ce fac, ori pe secretar că girează anumite fără de legi în Consiliul Local și nu sunt trecute în stenogramă ca să fie dovadă, este un lucru foarte grav. Este foarte grav. V-a adus... Adică, care e cel mai urât mod în care ați fost făcut în ședința de Consiliu Local? Știți cum e? Dacă te consideri un pic peste, nici nu e în calcul. Nu e în calcul. Adică, pentru că mă gândesc că jignirea e la ordinea zilei acolo. Da, a fost la ordinea zilei multă vreme, la un mod grosolan. La început m-a afectat sau tindeam să răspund sau să pun la punct. Pe urmă mi-am zis, cine se pune cu, e ca ei. Da, și și atunci am lăsat-o, au apărut în presă anumite înregistrări din ședință, cu injurii și cu amenințări și cu prostii din astea și acum sunt un pic mai, în orice caz, mai temperat. Consilier care să spună, nu, ești din întâmplare primar, nu te recunosc sau nici nu stau, nici nu stă frecventă de vorbă, da, și transmite prin președinte ce vrea să mă întrebe sau așteaptă răspuns tot așa, că nu poate să vorbească cu mine, mi se pare atât de jos că nici măcar nu le iau în calcul. Da, repet, domnul Marcel Romanescu, chiar dacă este aceeași situație, în opinia noastră, reacționează bine? Cred că încă mai este în faza de adaptare. De adaptare, da. Este un oraș mai mare și aparatul și tot este mai mare. Este greu să lucrezi cu un aparat mulat după cum a fost precedentul. De curând. Da. Angajați, probabil, structurați, organizați prin organigramă și tot de către fostul primar, obișnuiți cu stilul de lucru al fostului primar și acum este greu să se muleze după... Dar asta e altceva. Că e o chestie de obișnuință, de adaptare și dintr-o parte și dintr-alta. Asta e altceva. E o chestie de normalitate despre care spuneți primarul dumneavoastră. Primarul este unul singur și aparatul mulți. Sunt câteva sute, cred, nu știu câți are în aparatul de specialitate și direcțiile respective. Evident că oamenii ăștia obișnuiți cu un anumit stil tind să-și păstreze același stil de lucru. Spiritul și de conservare și în loc se manifestă. În loc să fie modelarea din partea primarului către aparatul de specialitate, se încearcă aparatul să-l modeleze pe primar. Probabil aceeași chestie și la noastră. Ori lucrurile nu. A fost așa și nu accept. Adică, fără să încalc legea, trebuie să te modelezi după mine. A fost greu la început și îl înțeleg pe domnul Romanescu, sigur îl înțeleg, a fost greu la început, dar n-au făcut altceva decât să mă provoace și să-mi pună legea în mână și să o citesc. Foarte bine. Și să... Spuneți-mi, domnule primar, pentru că mai avem doar 2 minute, la ce să se aștepte motrenii în perioada sărbătorilor? Aveți curajul să inițiați acțiuni, nu știu, festive, avem, 1 decembrie, 6 avem decembrie, un program, avem Crăciun, un program, Revelionul. Avem un program destul de complex privind luna, întreaga lună decembrie. Aici trebuie să le spun că domnul Morega, Cosmin Morega, viceprimarul, a încercat să-și bată joc în primul rând de mine, dar indirect, sau cel mai important, că își bate joc de motreni, de oamenii care l-au trimis până la urmă într-un fel indirect, dar l-au pus acolo, a inițiat un proiect, a modificat proiectul inițiat de mine, nu l-a aprobat și a bătut joc, reacția populației a fost dură și a inițiat un alt proiect
în care de Revelion a prevăzut o sumă infimă pentru artificii, DJ și mai pusese ceva, dar era ilegal, șampanie, câteva sute, era ilegal, le-a scos, într-o sumă infimă. Ori, ca să organizezi un foc de artificii în noaptea de Revelion, nici măcar două minute n-ajung banii. El a pus-o la bătaie de joc. A crezut că dacă... Și eu i-am delegat această sarcină. Motrenii trebuie să știe că noaptea de Revelion, toată manifestarea din noaptea de Revelion, îi aparține domnului Cosmin Morega, de la gândire, imaginarea unui proiect, inițierea proiectului, aprobarea proiectului, exact domnului Morega. Și domnul Morega se va ocupa. Dacă va fi o reușită, este meritul domnului Morega și îl voi felicita. Dacă e un eșec, sper că îl vor felicita toți oamenii. Vă mulțumesc. Pentru că încercarea de a-și bate joc se răsfrânge asupra, nu mie, nu mie, se va răsfrânge asupra... Asta spuneam, principalii perdanți, pe mine nu știu, personal, dacă veți mai câștiga în 2020, nu numai, bine, dar, dacă nu, ca nu. Să vă spun, dar dacă oamenii au de pierdut, asta este sarcina noastră aici. Să vă spun, aici, dacă mai încap în alea două minute, foarte păi, puțin, de ce vă spun și sper să prelungiți emisiunea un pic... De ce spun? Încălcarea secretarului a avut un rol extraordinar în a încălca legea și în încercarea de a mă ataca pe mine. A prevăzut un articol suplimentar, crezând că mă duce pe mine cu preșul, prin care, pentru buna desfășurare, se însărcinează primarul cu această manifestare. A, da. Ca și cum primarul se apucă să dea cu artificii sau diverse acțiuni. Dacă aveam o hotărâre cu programul de înfrumusețare al orașului, care presupunea să pat trandafiri, însemna că primarul ia sapa și sapă trandafiri greșit. Mulțumesc, domnule Jeanu. Sper ca cei din Mutru să priceapă despre ce este vorba. Sper ca aleșii locali din Mutru să înțeleagă și ei despre ce este vorba. Și aceste proiecte despre care vorbim noi, aproape prin PNDL, sunt atât de puține, banii sunt atât de puțini și atât de mare nevoie într-un oraș atât de sărac, încât mi se pare inacceptabil ca cineva să-și bată joc de lucrul acesta. Ne revedem luni, toate cele bune!